Noua construcție politică va avea timp de câteva luni, inclusiv în județul Dâmbovița, o conducere bicefală. Șefia Alianței Creștin-Liberale va fi împărțită între președintele PDL Iulian Vladu și omologul său de la PNL, Mihail Volintiru. Nici reprezentanții forței civice nu vor rămâne în afara structurilor de conducere. Actualul lider al ungurenilor dâmbovițeni, Florin Bolchiș, va primi funcția de prim vicepreședinte al PDL, iar alți colegi vor deveni membri ai biroului politic județean. În Dâmbovița, Forța Civică va primi o funcție de prim vicepreședinte și 5 posturi în birou permanent județean. Noua construcție politică va funcționa sub denumirea de Alianța Creștin-Liberală până când justiția se va pronunța asupra fuziunii. Vom funcționa ca alianță până când justiția se va pronunța asupra fuziunii. Din punct de vedere juridic, fuziunea va începe așadar după 1 ianuarie 2015 și va respecta statutul noului partid cu alegeri la nivel de secție de votare, localitate, județ și apoi structurile de conducere la nivel național. Până când vor fi făcute aceste alegeri, conducerea va fi asigurată prin unificarea birourilor PDL și PNL, atât la nivel central cât și la nivel local.